Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu, de cazul meu. Suntem o familie îngloriată, iubiți creștini, frați și surori care în această zi sunteți aici. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare inimă și viață și în mod special familia îngloriată în situația aceasta în care ne găsim al despărțirii. Și înainte de a începe slujba aceasta de înmormântare din locul acesta, vă invit să ne ridicăm cu toții pe picioare și dorim să stăm înaintea lui Dumnezeu și să cerem binecuvântarea Domnului peste tot ceea ce Dumnezeu ne va îngădui și ne va călăuzi să putem duce la îndeplinire. Și aș dori să plecăm capetele noastre și numele nostru a tuturor, fratele Nelu Beche, să aduc această rugăciune de binecuvântare. Sfinte Tată, stăm ridicați pe picioare în biserica din Arăniac,
ne-ai strâns pe toți aici și n-am programat nimeni întâlnirea aceasta, dar prin faptul că ai strigat-o în veșnicie pe sora Ana, întristarea ne-a cuprins inima la toți. Și acum stăm pe picioare ridicat în această biserică, înaintea acestei lucrări, și vrem să te rugăm frumos să binecuvintezi această lucrare. Amin. Te rugăm foarte frumos, Doamne, să binecuvintezi cuvântul care se va citi. Amin. Să binecuvintezi slujitorii care vor sluji. Amin. Să binecuvintezi, Doamne, mesajul Evangheliei. Amin. Să binecuvintezi cântările care se vor cânta. Amin. Și apoi te rugăm să mângâi inimile tuturor celor întristați, Doamne. Amin. Tu poți să transformi întristarea în bucurie. Plecarea ei în veșnicie, Doamne, ne-a umplut inimile de durere, dar avem o nădejde care ai turnat-o în inimile noastre prin Duhul Sfânt, că într-o zi ne vom reîntâlni cu toți cei dragi ai noștri sus pe plaiurile divine, fapt la care te rugăm și să ne învrednicești pe toți să ajungem acolo. Amin. În ziua de astăzi, meșatul Evangheliei, fă să pătrundă în orice inimă, Doamne, să prelucreze orice ființă, să aducă mântuire în orice suflet nemântuit, să aducă pace în orice suflet care e lipsit de pace, să aducă mângâiere peste sufletele tuturora și în totul totului tot vrem să-ți rămânem credincioși, fideli lucrării tale, slujindu-te pe tine până la arătarea ta pe nori. Totul încredințăm în mâna ta, lucrarea din biserică, de la cimitir, tot ce se va face să fie pentru slava numelui tău, acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Voi citi un pasaj din Sfânta Scriptură, pasaj din care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, cred că astăzi ne va îndemna și va mângâia aici o fiecare inimă. Îl găsim în Cartea Sfântă la pagina 1131. Cartea a doua a Corintenilor, capitolul 4, începând de la versetul 16 și apoi trecem în capitolul 5 până la versetul 10. 2 Corinteni, capitolul 4, începând de la versetul 16. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci gemem, apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru că acest muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Dar suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Amin. Vă invit să vă așezați, cei care aveți locuri. Suntem aici la ultimele clipe și ultimele momente de slujbă în ceea ce privește serviciul de înmormântare și ultimul drum pe care conducem trupul nesufletit al sorei noastre, Ana Baciș, care Dumnezeu i-a îngăduit 69 de ani să umule pe pământul acesta. Și noi astăzi aici, ca niște ființe vii, binecuvântate de Dumnezeu, putem constata și vedea, putem deveni înțelepți cunoscând ceea ce cuvântul Domnului ne spune. Că suntem aceia
care putem deveni înțelepți. Este cel mai propice loc în care înțelepciunea să se trezească și să locuiască în inimile noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare parte. Îmi doresc ca prezența noastră aici să aducă mângâiere și întărire pentru familia care trece prin această durere a despărțirii. În continuare vom da loc fanfare să cânte spre slava lui Dumnezeu, un imn, apoi dorim ca fratele Emanuel Olar să prezinte înaintea noastră scurta sau lunga istorie, care Dumnezeu a îngăduit-o în dreptul sorii noastre, să o împlinească până la momentul acesta când ea a trebuit să părăsească pământul celor vii și trupul ei să se despoarte de suflet. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne întărească pe fiecare dintre noi în locul acesta. Amin. Dăm o fanfare exercuție. Să fiu încurnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă comuna neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Pentru noi, numele Lui Dumnezeu, Yeshua, este siguranță. Și noi avem această siguranță că mama, așa cum îi spuneam noi în familie, a plecat la Domnul. Pavel știa că clipa plecării Lui este aproape. Și în momentele acelea, omul lui Dumnezeu a rostit trei afirmații puternice. Eu sunt gata, am sfârșit și mă așteaptă. A privit omul lui Dumnezeu la viața lui și a spus, eu sunt gata. Mai apoi Pavel a privit la lucrarea lui și a spus, am sfârșit. Iar în final, și a ridicat ochii înspre Dumnezeu și a privit în cerul lui Dumnezeu și a spus, mă așteaptă. Omul lui Dumnezeu știa că la sfârșitul alergării pe el îl așteaptă cineva.
îl așteaptă Dumnezeu. Se spune că Pavel, știind că sfârșitul lui va fi la Roma, unde și-a dorit să ajungă să predice cuvântul lui Dumnezeu, a rostit câteva cuvinte care caracterizează viața omului în suferință, de multe ori în durere, de multe ori în această viață tumultoasă. Și omul lui Dumnezeu, Pavel, a spus astfel: eu, bătrânul luptător al crucii, plin de cicatricii, privesc la aprica bătălie pe care am purtat-o. Și apoi și-a ridicat privirea în sus, a privit la Dumnezeu și a strigat cu voce tare: am învins, am învins. Că nu este nimic mai important decât la sfârșitul alergării să putem să spunem: am învins. Acum doresc ca să citesc câteva cuvinte pentru noi. Ana Baciș s-a născut în satul Arăneag în primăvara anului 1953, în ziua de 3 martie. A fost al doilea copil în familia lui Saveta și a lui Danilă Stepan. Tata Nilă și mama Veta, așa cum îi numeau nepoții și strănepoții, au avut 3 copii, pe Ioan, Ana și Elena. Au fost apropiați ca și frați și ori de câte ori puteau petreceau timp împreună. În anul 2014, Dumnezeu îl cheamă la el pe Nelu, pe cel mai mare dintre ei, lăsându-le în urmă pe Ana și Levi, dar care erau foarte unite și nu era zi să nu se viziteze sau să vorbească. Și ori de câte ori veneam la mama, întotdeauna mama ne spunea: pregătiți un loc și pentru mătușa Levi. Se înțelegea bine cu mătușa Levi. În anul 1968 se căsătorește cu Pan și Gloria. Dumnezeu a binecuvântat cu 2 copii, Anișoara și Ovidiu. Dumnezeu a binecuvântat cu 5 nepoți. Din partea lui Doru și Ani, Romina, Raisa, Roxana și Raluca. Și din partea lui Ovidiu și Ioana cu Daniel. Dumnezeu a binecuvântat-o cu 4 strănepoți, din partea lui Emanuel și Romina cu Caleb și Esra, și din partea lui Alin și Raisa cu Milana și Vladimir, pe care prin harul Domnului i-a ținut pe toți pe brațe. Și eu pot să spun în această zi că mama și-a crescut copiii, mama și-a crescut nepoții și mama și-a crescut și strănepoții. La vârsta de 38 de ani, în 1991, a ales să încheie legământul prin botez în apă, fiind membră a Bisericii Pentecostale din Arăneag. Ana Baciș a fost motorul familiei și un membru activ în biserică și în societate. Având setea după Dumnezeu, s-a implicat cum a știut ea în lucrările bisericii și a pus casa și masa întotdeauna la dispoziție pentru frați care veneau la biserică să slujească. S-au stenit necurmat prin a aranja casa Domnului. A slujit prin cântare și a întins mâna la mulți oameni în nevoi și lipsuri. În anul 2005, Dumnezeu îl cheamă la el pe cel care i-a fost soț timp de 37 de ani. În toți acești ani, ea se roagă pentru el ca să se predea Domnului, să se întoarcă la Domnul. Au fost ani plini de încercări, dar Domnul a fost cel care i-a dat putere să rămână un exemplu și o binecuvântare. Chiar înainte de plecarea lui în veșnicii, cere botezul în apă și îl slujește pe Dumnezeu printr-o blândețe și smerenie în ultimele săptămâni din viață. La vârsta de 52 de ani rămâne văduvă pentru 7 ani. În anul 2012 se recăsătorește cu fratele Codus Floia. Dumnezeu îi răspunde încă o dată la rugăciuni și împreună îl slujesc pe Dumnezeu până în clipa plecării ei la Domnul. Chiar dacă mama a plecat, îl avem pe bunul pe care îl prețuim. În ultimii 7 ani s-a luptat cu un cancer, care a făcut-o să treacă prin numeroase intervenții chirurgicale, luni de zile petrecute în spital, chimioterapie și radioterapie.
Și cu toate acestea, era o femeie plină de viață, care ne rămâne un exemplu. În ziua când a primit vestea despre boala ei, așa a primit-o ca și când nu a fost nimica. A ieșit din spital și în ziua aceea a mers la piață și a cumpărat varză. A venit acasă, a cules drumul și a pus via, iar mai apoi și-a pregătit grădina. Și de atunci am muncit și am privit la ea și am văzut o femeie care a avut credință. A fost o femeie care și-a iubit familia și pe Domnul Iisus. I-a cuprins pe toți sub aripa ei. A fost o imensă binecuvântare să o avem printre noi. Mama ne beneficii enorm. Și aș vrea ca să aduc și două mesaje din partea a două nepoate care și-ar fi dorit să fie cu noi în această zi, dar din cauza distanței nu s-a putut. Amintirile cu tine și vocea ta vor fi mereu în inimile noastre. Ne vom aduce aminte de toate sacrificiile pe care le-ai făcut pentru noi, grija pe care ne-ai purtat-o în fiecare zi și dragostea necondiționată pe care ai avut-o și am avut-o din partea ta. Vom fi mereu recunoscători și mulțumitori pentru că te-am avut, mama. Te voi iubi mereu, nepoata Roxana. Mama a iubit-o mult pe Roxana, pentru că semăna cu ea, era harnică, era implicată. Al doilea mesaj. Mama a fost un exemplu de iubire, dăruire și sacrificiu care va rămâne ca și moștenire pentru noi. Suntem copleșiți de durerea despărțirii, dar știm că este temporară și avem nădejdea revederii cu toți în cerul. La revedere, iubită mamă, nepoata Raisa împreună cu Alin și copiii. Iubiți frați slujitori, dragi frați și surori, suntem recunoscători pentru că în aceste zile ați fost alături de noi. Mulțumim lui Dumnezeu și vouă pentru dragostea cu care ne-ați înconjurat în aceste zile. În numele familiei vă mulțumim și dorim din toată inima ca Bunul Dostru Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Ceea ce fratele Emanuel le dă aici în scurte cuvinte este o realitate care o simțim toți dintre noi. Sora Ana a fost o soră activă și apreciată. Dar tare să lucrăm și în mijlocul nostru astăzi, pe doamna primar, domnul viceprimar, Domnul să-i binecuvânteze și pe ei și dorim ca în continuare Dumnezeu să binecuvânteze toată lucrare. Fratele Ionică Pop va aduce o jertfă prin cântare înaintea Domnului, apoi vom avea două luări de cuvânt scurte prin fratele Tobăla Isaia și fratele Marin Strâng, Domnul să-i binecuvânteze, slujitorii Biserica Domnului, care sunt aici cu noi în această zi, de durere pe Domnul. Iubiților, am venit de altul de biserică, de familia, Marcișă, 20 ani. Și chiar dacă ne-a luat înainte, nepotul, și ori vreau să vă spun că așa am cunoscut-o. În Biblie scrie despre Tabita. Scrie, și așa probabil se va zice și despre sora. Iove era o uceniță care se numea Tabita și milostenii foarte bune ea făcea cât încă mai trăia. Dacă m-am simțit mereu bine în biserica dumneavoastră, am fost și la boteze, am fost și la nunți, am fost și la evanghelizări, vreau să spun că în cele mai multe cazuri am fost în casa sorei și chiar nu eram numai singur, noi musafirii. Și dintre dumneavoastră erați alături de noi și acum un verset în cântarea aia spune cei harnici pierd și nu sunt alții în loc. Aș vrea să nu se întâmple aceasta. Cine-i va lua locul? Deci e o stare care e răsplătită. Vreau să spun că și eu stau aproape de biserică. Și prin harul Domnului, spun și eu, practic, primirea voastră. Și Domnul mulțește, Domnul sporește, deci să nu faceți probleme că cineva, dacă cheltuiește, că să spune că dacă ai 100 de lei și 10, dai în numele Domnului. Cu ce rămâi?
Nu rămâi cu 90, rămâi cu 10, ce-a dat în numele Domnului. Ce faci pentru Domnul rămâne. Această soră a fost mereu disponibilă. Toată la noi vinceau muzafir și erau mai mulți. Am luat pe o parte și am spus către cineva, hai tu, nu iei, eu nu ești pregătită. Ești pregătită și nu avea copii, era domnișoară. I-am spus, da, cârnaț ai? Da. Trimite-mi un cârnaț, că eu sunt pregătit, dar n-am ce să le pun la toți. Eu zic, Domnul, dacă vrei, poți. Așa că Domnul să binecuvânteze biserica aceasta, nu neapărat că vedeți că eu vin rar, nu neapărat când vin eu să mă luați cu el la masă, dar este frumos și spunea fratele Luigi Mițoi, nu poți să fii un bun primitor de oaspeți, nu dacă ai fost și tu plecat. Ori ai fost primit bine și ți-e greu să primești altfel, ori ai fost primit rău și o să procedez invers. Această cântare ce vreau să o cânt, frații ziceau, eu am acordeon în portbagaj, ziceau de acordeon. La noi, acei Arad, nu se prea cântă la morți cu acordeon. Și împreună cu acești frați și cu dumneavoastră care știți cântarea, mai e puțin, încă puțin din timpul ce-a rămas. Mai e puțin, încă mai puțin din timpul ce-a rămas. Încă puțin și voi pleca spre țărmul celălalt. Mă așteaptă, frat, mă vor întâmpina. Au sfârșit alergarea înaintea mea, pe cei dragi voi remedia. Dar mai mult decât orice ce altceva, Iisus mă va accepta. Mă așteaptă, frat, mă vor întâmpina. Am sfârșit alergarea înaintea mea, pe cei dragi îi voi remedia. Dar mai mult decât orice altceva, Iisus mă va aștepta. Cât mi-am dorit un bun sfârșit al vieții pământești, încă alerg și mă îndrept spre slăvile cerești. Mă așteaptă, frați, mă vor întâmpina, am sfârșit alergarea înaintea mea, pe cei dragi îi voi revedea. Dar mai mult decât orice altceva, Iisus mă va aștepta. Un singur gând mi-a mai rămas, vreau să trăiesc frumos. Prin tot ce sunt, prin tot ce fac, slăvindu-L pe Hristos. Mă așteaptă, frați, mă vor întâmpina, a sfârșit alergarea înaintea mea, pe cei dragi voi revedea. Dar mai mult decât orice altceva, Iisus mă va aștepta. Mă așteaptă, frați, mă vor întâmpina, am sfârșit alergarea înaintea mea, pe cei dragi îi voi revedea. Dar mai mult decât orice altceva, Iisus mă va aștepta. Îndurerată familie, îndurerată asistență, iubiți frați și surori, suntem aici, așa cum se spunea, pentru că Dumnezeu, Cel despre care ne spunem că este șeful Universului, este Cel care a rămas cu acasă pe sora Ana Bacheș. Și atunci când Dumnezeu cheamă pe cineva, nu putem să spunem nimic altceva decât prezent.
Nu putem să amânăm. Nu putem să facem nimic altceva decât să răspundem chemării lui Dumnezeu. Am cunoscut-o pe sora Ana în urmă cu ani de zile, în anul 2012. Când fratele Florea Păduț, care este de la noi, de la Vladimirescu, din Biserica Emanuel, după ce sora Lenuța a plecat la Domnul, soția fratele Florea, la un timp, fratele s-a hotărât să se rădă, să spărească. Și într-o împrejurare mi-a zis, te rog frumos, hai la biserica din Arăneagă, să facem o vizită la biserica din Arăneagă. După ce am făcut vizita la biserica de aici, fratele mi-a prezentat-o pe sora Ana și mi-a zis, ce zici? Voi putea să-mi continui viața cu sora Ana? Când am văzut-o pentru prima dată, mi-a spus frate Gloria, să știi că vei avea o bătrâneață fericită. Vei avea zile fericite împreună cu sora Ana. Însă nu cu mult timp înainte, împreună cu fratele Florea, ci cu un grup de frate din Vladimirescu, eram la un cer de plăciune, în care Duhul Sfânt punea felul următor și transmitea un cuvânt fratele Florea Păduț și spunea așa, prin ceea ce ai trecut, hai să mai treci. A trecut o perioadă și ne-am gândit la acest cuvânt, iar apoi am uitat. Iar astăzi, venind cu încoace, mi-am adus aminte de acele cuvinte profetice care au fost undeva în anul 2012, la începutul anului. Și am înțeles că ceea ce se întâmplă astăzi aici a fost o îngăduință lui Dumnezeu. Și a trebuit să treacă fratele Florea prin această situație. E adevărat, este greu și pentru dumnealui, este greu pentru familie, dar Dumnezeu este Cel care cunoaște toate lucrurile. Și în această zi, doar câteva gânduri ar vrea să am pentru noi toți. Vreau să vă spun, chiar dacă plecăm din lumea aceasta, cel puțin trei lucruri, moartea nu le poate lua cu ea. Cel puțin trei lucruri, moartea nu le poate lua cu ea. Dar vreau să le subliniez și primul lucru pe care moartea nu-l poate lua cu ea, sunt faptele. Scriptura spune și Apostolul Ioan, în cartea Apocalipsei, capitolul 14, versetul 13, spune atât de frumos. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul. Ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Ei se vor odihni de ostenelile lor, de ce? Pentru că faptele lor îi urmează. Fratele Florea avea o vorbă și spunea în felul următor. Domnul a pregătit o faptă bună. Vrei să umbli în ea? Dumnezeu este Cel care pregătește faptele bune. Important este dacă noi vrem să umblăm în ele. Așa cum am cunoscut-o din anul 2012 pe sora Ana, am cunoscut-o ca și o femeie care întotdeauna căuta să umble în fapte bune. Și așa cum se amintea deja aici și probabil și în seriile de privechi s-a amintit, a fost o femeie săritoare. A fost o femeie care întotdeauna a fost gata să ajute. A fost o femeie care întotdeauna a fost gata să pună umărul. Și împreună cu fratele Florea a făcut o echipă bună în această direcție. Și ceea ce pot să spun este că faptele urmează. Și Scriptura spune că Dumnezeu, care este cel mai bun contabil,
care nu uită nici cel puțin un fir de păr din capul nostru. Și fiecare fir de păr este contabilizat. Este Dumnezeul care contabilizează de la un pahar, pahar cu apă pe care îl dăm în numele Lui. El contabilizează totul. Și fiecare faptă bună, Dumnezeu este Cel care o răsplătește. Pentru că va veni ziua în care fiecare își va primi răsplata, așa cum se zice în această zi aici. Fiecare își va primi răsplata. Și Dumnezeu este Cel care va răsplăti pe fiecare. De ce? Pentru că faptele ne urmează. Și plecând din lumea aceasta, nu luăm cu noi bogăție, nu luăm cu noi lucruri materiale, nu luăm cu noi casa, nu luăm cu noi absolut nimic. Însă tot ceea ce am făcut pentru Hristos, tot ceea ce am făcut pentru Dumnezeu, ne urmează. Și fie numele Domnului binecuvântat. Știți de ce? Pentru că sora Ana a fost o femeie care a înțeles că trebuie să facă fapte bune și a făcut. A făcut. Și fratele Florian, în ultimii ani de viață, pe care sora i-a trăit, a fost alături de sora Ana și împreună Domnul i-a binecuvântat și au putut să facă fapte bune pentru lucrarea lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez, care nu rămâne aici, ci ne urmează dincolo, este credința. Scriptura spune în Evrei, capitolul 11, versetul 1, credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și Domnul Iisus Hristos spune atât de frumos în Ioan, capitolul 14, versetul 1 și versetul 2, spune așa, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Credința întotdeauna trebuie să fie bazată pe Scriptură. Apostolul Pavel scrie în Cartea Galatei, capitolul 3, cei ce se bizuiesc pe credință vor fi binecuvântați cu Avram, cel credincios. Și Domnul să ne ajute să avem o credință vie. Pentru că credința adevărată este doar una singură. Și Apostolul Pavel scrie în Efeseni, capitolul 4, versetul 5. Este un singur Domn. O singură credință, un singur botez. Și zic ca Domnul să ne ajute să rămânem în credința adevărată. Pentru că credința adevărată este cea care ne urmează. Și anume rămâne aici. Și cu credința adevărată vom sta înaintea lui Dumnezeu. Fie ca Domnul să ne ajute să avem această credință biblică. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru sora Ana care a încheiat legământ cu Domnul și a rămas în această credință biblică. Și fie numele Domnului binecuvântat. Pentru că tot Apostolul subliniază în Cartea Evreilor, capitolul 11, versetul 6, și spune că și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Spune Scriptura că cine crede, se botează, va fi mântuit. Și Domnul să lase credința adevărată peste fiecare dintre noi. Să nu uităm al doilea lucru, pe care moartea nu îl poate lua cu ea, este credința. Domnul să lase această credință adevărată. Și al treilea gând, al treilea lucru pe care aș vrea să spun, este nădejdea sau speranța. Nădejdea sau speranța. Nădejdea întotdeauna trebuie să fie în Domnul. Omului Dumnezeu în Psalmul 40 spune atât de frumos. Îmi pusesem nădejdea în Domnul. În momentul în care mi-am pus nădejdea în Domnul, El s-a plecat înspre mine, mi-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a așezat picioarele pe stâncă, mi-a pus în gură o cântare de laudă, o cântare de laudă pentru împăratul. Slăvit să fie numele Lui. De ce? Pentru că nădejdea trebuie să fie întotdeauna în Dumnezeu. Apostolul Pavel vine cu un avertisment pentru cei din Corint și spune, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți oameni. Suntem cei mai nenorociți oameni. Noi nu ne-am pus nădejdea în Dumnezeu pentru viața aceasta,
și noi ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, pentru că ne vom întâlni într-o zi cu El. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 24, Apostolul Pavel din nou scrie în versetul 15 și spune: am în Dumnezeu nădejdea aceasta, că va fi o înviere a celor trepți și a celor netrepți. Am în Dumnezeu nădejdea aceasta că va fi o înviere. Va fi o înviere a celor drepți, dar va fi o înviere și a celor netrepți. Și psalmistul spune atât de frumos: ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. Ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. Pentru că Scriptura spune că cei răi, la moarte, le pierde nădejdea. Fie ca Domnul să ne dea o nădejde vie, o nădejde după Scriptură. Și să nu uităm, să nu uităm, ceea ce nu poate lua moartea cu ea sunt faptele, credința noastră și nădejdea. Și ultimul lucru pe care aș vrea să-l subliniez: viața unui om este ca și traiectoria soarelui pe timp de vară. Nu știu dacă ați fost atenți în timpul verii. Dimineața de dimineață, soarele răsare, apare așa puțin de el, iar mai apoi începe să se ridice pe volta cerească. Și în timp ce se ridică pe volta cerească, soarele face un lucru. În primul rând strălucește, încălzește și luminează. Iar mai apoi, când ajunge undeva pe la jumătatea zilei, la ora 12, soarele este înălțat pe volta cerească, luminează puternic, strălucește puternic și încălzește. Iar încetul cu încetul începe să coboare spre asfințit. Iar în momentul în care asfințește, soarele, asfințitul soarelui, nu înseamnă altceva decât un nou răsărit pe un alt continent. Cam așa trebuie să fie și viața unui om. Fiecare dintre noi ne-am născut în lumea aceasta și am apărut așa puțin de el. În timp ce fiecare om crește, datoria fiecărui om este să lumineze, lumina lui Hristos este să strălucească și este datoria fiecărui om să încălzească. Și apoi, ridicându-ne și crescând, ani trecând, datoria noastră este să strălucim în această lume, să încălzim și să luminăm. Iar în momentul în care coborăm înspre asfințit, nu uitați un lucru, asfințitul nostru nu trebuie să fie altceva și nu va fi altceva decât un nou răsărit pe un alt continent împreună cu Domnul Iisus Hristos. Dacă rămânem cu adevărat la ceea ce spune Scriptura, fie ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Dată familie, stimați credincioși, suntem în locul acesta la o zi de plecare. Cele care a fost mama dumneavoastră, soție, mică, slăbunică, probabil. Eu doresc Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Am gândit, dragii mei, sunt aici pe bancă, noi ca și oameni, pe pământul acesta căutăm fericirea, nu? Există cineva care n-ar vrea să fie fericit? Nu există. Toți căutăm o fericire. Și aș vrea în această zi, dragii mei, foarte scurt, mai sunt aici atâția frați slujitori, să vorbesc despre trei fericiri. Poate chiar patru, dar o să fiu scurt. De care și sora Ana beneficia. Și noi putem beneficia. Și fratele Păduța beneficia. Prima fericire, dragii mei, de care putem beneficia toți, o găsim în Psalmul 32. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuire. Adică, cu alte cuvinte, ferice de omul pe care îl iartă Dumnezeu. Adică atunci când Dumnezeu, dragii mei, ne iartă nouă păcatele, aici pe pământul acesta, să știți că
Există o fericire foarte mare. Am înțeles că sora Ana, la oarecare vârstă, l-a primit pe Domnul în viața ei. În viața ei, în momentele alea, a primit o fericire din partea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu le-a șters pe Dumnezeu. Iată păcat. Și cuvântul Dumnezeu spune că e o fericire. În cartea lui Iov, dragi mei, vine cuvântul lui Dumnezeu și spune așa. Omul născut din femeie, pe pământ are zile scurte, puține, dar altceva mai mult. Să ne cază multe, spuneam. Așa cum am înțeles, dragii mei, sora Ana a avut parte de zile mai scurte, dar a avut parte și de necazurile noastre. Dar așa cum a spus, prima fericire din viața ei, dragii mei, a fost atunci când l-a primit pe Domnul în viață. Apoi, dragii mei, a doua fericire pentru sora Ana, ceea ce spunea fratele, înainte vorbitor aici din Apocalipsa 14:13. Eu să mă opresc la prima parte a versetului acelea. Ferice de acum încolo. Deci de acum încolo e ferice de sora. De acum încolo. Pentru că până aici ea a trecut prin necazuri, dureri, suferințe, boli. Dar spune acolo Apocalipsa, ferice de acum încolo. Pentru că aceasta, dragii mei, este adevărata fericire. Am auzit oameni, eu nu sunt de acord cu asta, oh, mi-am pierdut mama, mi-am pierdut tata, mi-am pierdut copiii. Dragii mei, atunci când cei dragi ai noștri pleacă la Domnul, așa cum scrie Ioan acolo, ferice de acum în corpul de morții care mor în Domnul. Asta nu e o pierdere. N-am pierdut nimic. Pentru că ei sunt la un loc mai bun ca și noi. Aveți credință în Dumnezeu, spunea Domnul și în mine, mă duc să vă plec. Mă scuzați un pic, să vă caracit. Și spune Biblia, dragii mei, ferice de acum încolo. Deci sora Ana a ajuns la a doua fericire. Ferice de acum încolo. Dar urmează pentru sora Ana încă o fericire. Doresc Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, că suntem în viața aceasta, dacă n-am ajuns la prima fericire, să rugăm pe Domnul, Doamne, dă-ne și nouă fericirea aceasta. Iartă-ne de toate greșelile noastre. Că mai există pe pământ o fericire eclesiastă, capitolul 11, versetul 9. Și bucură-te, tinere, în tinerețea ta și umblă pe care alese din inima ta și plăcute ochilor tăi. Fii fericit. Dar spune acolo ultima parte a versetului. Nu uita că pentru toate acestea și pentru fericirea respectivă a spus Dumnezeu într-o zi va trebui să dai să putea. Dar pentru fericirea din Psalmul 32 nu va mai da nimeni să o puteamă niciodată. Pentru că Dumnezeu a iertat tot, slăvit să fie numele Lui. Și a treia fericire, dragii mei, tot în cartea Apocalipsei vine și spune așa. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte cu tine în viață. Pentru că a doua moarte nu mai are nicio putere să pronunțe. De sora Ana, dragii mei, a plecat. Dar așteaptă. Ce așteaptă? A treia fericire. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia în viață. Să ne ajute Domnul toți. Dar vedeți dumneavoastră, dragii mei, toate aceste trei fericiri se leagă una de alta. Nu se poate una fără alta. Deci nu poți să fii fericit și sfânt la întâia înviere dacă n-ai primit fericirea din Psalmul 32. Nu poți să fii, dragii mei, fericit de acum încolo dacă nu ai făcut ceea ce spune ultima parte a versetului. Faptele urmează. Să ne ajute Domnul la toți. Doresc Domnul să binecuvânteze pe fratele Păduț. Fratele Păduț, Domnul Iisus să vă mânghe. Să vă tărească. Pe fratele Florea îl cunosc de zeci de ani. Pe sora l-am cunoscut-o doar de atunci de când s-a recăsătorit cu fratele Florea. Dar doresc Domnul să-l întărească, așa cum s-a spus aici, fratele Florea deja trece a doua oară printr-o situație ca aceasta. Dar aș vrea să vă spun, dragii mei, indiferent prin ce situație vom trece pe pământul acesta, dacă ne-am predat viața în mâna lui Dumnezeu și dacă suntem cu Dumnezeu, El niciodată nu ne lasă singur. Poate de multe ori veni să spune, Doamne, eu singur. Așa a spus, dragii mei, și m-a promitit mire. Un bolnav, într-o zi Domnul s-a dus la el și a spus, auzi, n-ai vrea să fii tu sănătos? Eu zic, Doamne, mă, da, eu n-am venit. Eu n-am venit în Doamne. N-am venit în Doamne. Poate, frate, Păduțul să spui, am rămas singur. Eu știu pe cine mai am. Ai. Ai și copii. Dar ai pe Domnul. Care nu te va părăsi niciodată. Nu te va lăsa niciodată. Cât l-avem pe Dumnezeu în viața noastră, nu suntem singuri. De aceea, dragii mei, doresc Domnul să mângâie familia Dumnezeu.
Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Și aș vrea să vă spun încă o dată, lasă pe Dumnezeu. Ea vă așteaptă acolo. Pentru reîntregire, pentru reîntâlnire și Domnul să ne ajute. Mama mea a plecat în veșnicie înainte cu 3 zile de sărbătoarea nașterii Domnului. Mă bucur că și ea a primit pe Domnul în viața ei, dragii mei, și n-am fost trist deloc. Deci Dumnezeu s-a îndurat, ea nici n-a suferit o împlește și în ziua în care a plecat în veșnicie și-a făcut tratamentul și-o cea singură, a mâncat tot, dar a venit clipa după masă și a plecat în veșnicie. Așa ne cheamă Dumnezeu, dragii mei. Dar ne bucurăm pentru că Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a oferit fericirea. Sunt oameni care leargă pe un continent de altul să caute o fericire, o zi mai bună, o viață mai bună, dar de multe ori nu o găsim. Cer pentru că adevărata fericire este la Domnul fericirilor. Slăviți să fie Domnul Lui. Așa cum înseamnă de aia. Am avut o sănătate a sănătate în casa Floriana și a făcut un bănuț. Și atunci când au fost nevăbiți, și atunci când au fost nevăbiți. Când nu știu când merge. Dar a fost foarte bine de fiecare dată. Dumnezeu să ne ajute să fim totdeauna pregătiți în zona în care El ne-a binecuvântat. Avem fiecare lucru care a făcut și cred că este un lucru deosebit ca în această zi, în această înmormântare să fie alături de familie, frați slujitori, frați care slujesc în diferite moduri, în lucrarea bisericii. Și de aceea aș vrea ca în continuare să dau loc la noi frați. Fratele Cușteon, Dumnezeu, fratele de tată, Domnul să-i binecuvânteze, să aducă slujirea lor pentru tare. După care vom da loc fraților păstori, fratele Dionisie Vorbin și fratele Domnian Babi, să aducă cuvântul Domnului și ceea ce Dumnezeu va folosi în lucrarea zilei de astăzi. Dumnezeu care-i mângâiere să lasă mângâiere peste dumneavoastră. Amin. Mergeam la priveghi la o mamă care a plecat de la 7 copii și pe mașină a primit un mesaj din partea Domnului. Zice, toți acei care veți participa, veți lua povara copiilor. Ca semn, spunea Domnului, o să vedeți că niciunul din copii nu va plânge. Dar în schimb veți vedea toți acei care vor plânge. Am venit și noi să plângem cu familia, cu dumneavoastră. Și știu că Dumnezeu oricărui mângâie vă va da mângâiere. Amin. Amin. Am vrea să prezentăm condoleanțe familiilor, tatălui Florian Drus. Și mi-a rămas amintirea frumoasă în urmă cu două luni. Împreună cu sora Leli, ceilalți am fost la masă la sora Ana. Și cu atâta dragoste ne-a servit, cu atâta dragoste s-a comportat și te spunea ea printre altele, știu că pot să mor în orice moment. Și m-am uitat la ea cu atâta bucurie, pentru că ea spunea că este pregătită să se întâlnească cu Domnul. Dumnezeu să ne ajute ca și noi să fim pregătiți. Nu știm ziua când Dumnezeu ne va chema pe fiecare acasă. Fratele Costel în urmă cu două săptămâni și-a pierdut soția și acum a avut puterea și el să vină aici. Vrem să cântăm o cântare frumoasă care spune, până ajungem la casa din cer, mai sunt furtuni, mai sunt dureri, dar ne-a promis în cuvânt Dumnezeu că e cu noi mereu. Slăviți să fie El! Până ajungem la casa din cer, mai sunt furtuni, mai sunt dureri, dar mi-a promis în cuvânt Dumnezeu că e cu noi mereu. Să nu te temi, Iisus este la cârmă, El nu mai doarme,
veghează Dumnezeu. El ceartă vântul și valul din furtună. Taci fără gură, vorbește Dumnezeu. Îmbracă cerul în mii de culori, stele și lună, soare și nori. Firul de păr știe cânul mai ai, gândul și cheama ce-o ai. Să nu te temi, Iisus este la cârmă, El nu mai doarme, veghează Dumnezeu. El ceartă vântul și valul din furtună. Taci fără gură, vorbește Dumnezeu. Pacea divină venită de sus, în inimă de la Iisus. Domnească mintea și sufletul tău. Pentru cine? Copil iubit al Său. Să nu te temi, Iisus este la cârmă. Să nu te temi, Iisus este la cârmă. El nu mai doarme, veghează Dumnezeu. El ceartă vântul și valul din furtună. Taci fără gură, vorbește Dumnezeu. Domnul să vă mulțumesc. Așa cum fiecare dintre slujitori, fie prin mesaj, fie prin cântare, și-au adus aminte de cea care a fost printre noi 69 de ani, chiar mai bine, și eu am gândit la această familie prețuită de tot și pot să spun acest lucru și prin faptul că așa de mulți, în această zi de sâmbătă, aglomerată, v-ați făcut timp și ați venit aici să fiți alături de familie. Prezența dumneavoastră, cum se spunea aici, este un motiv, unul dintre motivele de mângâiere pentru familia care se desparte în ziua aceasta. Și pentru totdeauna pe pământul acesta, de cea care a fost o soție, chiar dacă doar 10 ani, o mamă bună, o bunică despre care s-a spus așa de frumos, o soră de corp, și apoi nepoții care cu bucurie de fiecare dată când mașina se îndrepta și se spunea mergem la Arăneac, jubilau că vin la bunica. Sunt momente grele și amintiri frumoase din viața de familie. Am fost atent la prezentarea necrologului care s-a făcut aici. 69 de ani.
în aproximativ 7 minute. Ce-i viața aceasta? Ne punem cu toții firească întrebare. Aici se spunea un răsărit de soare, o zi însorită, dar apoi un apus aici pe pământ. S-a citit în această zi cuvintele pe care le-a rostit un om care în dorința lui credea că face bine, dar a făcut rău. În drumul spre Damas, când vroia să prindă, să-i lege lanțul și să-i aducă la Ierusalim pe creștini, s-a întâlnit cu cel pe care îl prigonea și care i s-a adresat pe nume și l-a întrebat o întrebare la care n-a putut să dea răspuns. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Plin de frică și de cutremur, cade cu fața la pământ și întreabă, cine ești, Doamne? A înțeles că vocea aceea care i s-a adresat pe nume și care l-a întrebat de ce îl prigonește, este un domn. Și vocea a continuat, eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. De atunci a intrat în cetate și a urmat un drum al vieții într-o ascultare deplină și într-o slujire devotată acelui domn pe care l-a auzit vorbindu-i pe nume și care i-a cerut socoteală și el n-a putut să-i dăruiască. Bărbatul acesta a scris cuvintele pe care noi le-am auzit în această zi citindu-se. Selectez câteva din aceste cuvinte care s-au citit aici. Și el spunea cu o convingere atât de mare, că știm, cunoaștem, suntem siguri că atunci când se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, făcea referire la trupul acesta, când părăsim trupul acesta, avem în cer, la Dumnezeu, o altă casă, care nu este făcută de mâini omenești. Omul nu participă cu nimic la această construcție, care nu se deteriorează ca și casele noastre, care nu se strică ca și ceea ce noi avem, și această casă este eternă, este veșnică. Și pun firească întrebare pentru toți care sunteți prezenți aici, la această slujbă de înmormântare. Aveți siguranța că atunci când părăsim casa aceasta a cortului nostru trupesc, avem o casă în cer, la Dumnezeu, care este veșnică și care nu este făcută de mâna omului? Ce trebuie să facem ca să avem această siguranță acestei case veșnice, despre care Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor înainte ca să se despartă de ei? Nu vă întristați, nu vă tulburați, pentru că urmează un moment de despărțire. Eu am să mă duc la Tatăl și acolo la Tatăl sunt multe locașuri. Dar eu, spunea Domnul Iisus,
mă duc să vă pregătesc un loc deosebit. Acolo unde sunt eu, să fiți și voi toți împreună cu mine, o casă cerească, care nu este făcută de mâna omului, ci este pregătită de însuși Fiului, Fiul Tatălui Divin. Ce este viața aceasta? Vedeți dumneavoastră, unii vin și spun, este o linie care încadrează un termen de ani, anul nașterii și anul plecării. Și spun, asta este viața, o liniuță, care poate să fie mai lungă sau mai scurtă, sau care la unii poate să fie doar un punct. Acest mare bărbat, despre care am amintit câteva lucruri, spunea că viața noastră este o alergare. Atunci când se apropie și se uită în jurul lui, constată că clipa plecării lui este aproape și apoi privește în urmă și vede și spune drumul meu și călătoria mea pe pământ. Viața mea a fost o alergare. O alergare este viața fiecăruia dintre noi. De când ne naștem și până plecăm, alergăm, alergăm. Și vrem să adunăm și să adunăm cât mai mult. Și vine ziua când plecăm. Așa? Ca și cea care este între noi, fără suflare, și despre care am auzit atâtea lucruri frumoase. Din tot ce a agonisit în această alergare, ce ia? Un sicriu pe care familia l-a ales ca să fie cât mai frumos. Hainele cu care a fost îmbrăcată și cu care va fi depusă în țărâna pământului. Toate celelalte care le-a adunat au rămas. Anul trecut, așa a îngăduit Dumnezeu să avem în familie 3 decese. Într-un interval de 5 luni de zile, a plecat o cumnată, apoi a plecat tatăl meu și apoi o altă cumnată. A fost marcat de aceste evenimente și fiind atât de aproape de situațiile acestea, am realizat mai mult ca oricând că cei care au plecat n-au luat nimic cu ei. Și nici cei care au rămas n-au avut nevoie de ceea ce ei au agonisit. Dragii mei, atunci când noi alergăm, alergarea noastră trebuie să aibă un scop și o direcție bună. Alergăm în a-L cunoaște, în a-L asculta și în a-L sluji pe Domnul, este alergarea care va da răsplătire la final, premiul de care se vorbește. Apoi omul acesta, Pavel, mai constată și spune că viața aceasta lui, uitându-se în urmă, a fost o luptă. O luptă. Sunt mulți care se luptă astăzi. Sunt multe țări care se luptă între ele. Dar nu la acestea se face referire. Ci el vine și spune, viața mea a fost o luptă cu un scop.
Și scopul acestei lupte a fost să păzesc credința. Credința despre care s-a vorbit aici. El s-a luptat toată viața lui ca să păzească această credință. Ce este, de fapt, credința, foarte pe scurt. Pentru toți care suntem aici prezenți, credința însemnează convingere. Poate mulți se numesc și astăzi, și mai ales când s-a făcut recensământul și când s-a stabilit în dreptul fiecăruia unde și la ce credință aparține, sau la ce confesiune religioasă, sau dacă crede sau nu crede, numărul a fost extraordinar de mare al celor care cred. Dar atunci când întreb pe cineva ce crezi, nu este capabil să-ți răspundă în dreptul credinței lui. Credința aceasta însemnează convingere că deasupra boltei cerului, deasupra stelelor, deasupra soarelui, există un Dumnezeu creator care a făcut tot ceea ce se vede și chiar ceea ce noi nu putem încă să vedem. Și că acest Dumnezeu creator s-a oferit să ne fie Tatăl nostru. Și că acest creator a trimis în lumea noastră pe singurul lui Fiu. Ești convins că există Dumnezeu, o convingere 100%, unde să nu fie o umbră de speranță, pentru că unii, pe măsură ce trece timpul, vin și cu întrebarea, se poate? Nu, nu se poate. Cu adevărat, 100%, există un Dumnezeu creator și și-a trimis Fiul în lumea noastră, pe Domnul Iisus Hristos, care a venit aici cu un scop precis. A venit să moară. Care dintre părinți își trimit copiii sau fiul pe unul singur să moară? Aceasta a făcut-o Tatăl nostru ceresc și a trimis Fiul să vină în lumea noastră să moară. Dar înainte ca să moară, să aducă vestea bună a împăcării cu Dumnezeu, să vorbească despre o relație personală în credința adevărată pe care fiecare dintre oameni trebuie să o aibă cu Dumnezeu. O relație care se încheie cu un legământ și începe cu aceasta prin a crede credința adevărată, un legământ în apa botezului și apoi o trăire împreună cu Dumnezeu. Și aceasta noi putem să o numim cunoașterea lui Dumnezeu. Poți să spui că îți cunoști pe cineva doar atunci când trăiești împreună cu El. Ceea ce citești despre El e prea puțin. Ceea ce auzi despre El e și mai puțin. Poate să fii informat greșit. Dar atunci când trăiești cu cineva împreună, în fiecare zi, și devii ascultător de ceea ce El îți spune, cu adevărat, poți să spui, cred în El. Sunt convins de existența Lui și ascult de toate cuvintele pe care El le-a spus și de toate legile pe care El le-a dat. Pentru ca noi să avem siguranța că atunci în casa noastră a Cuvântului trupesc, se desface, avem în cer la Dumnezeu o casă care nu este făcută de mâna omului, ci care este veșnică.
Vrei să ai această siguranță și atunci când pleci să nu te îngrozească moartea, să nu te sperie ceasul acela. Luptă-te, lupta păzind credința cea adevărată și trăind în adevărurile pe care credința aceasta le aduce pentru noi toți. Fie ca Domnul să mângâie familia îndurerată și lipsa și golul care se face prin această despărțire, Duhul Sfânt să completeze prin mângâierile sale. Amin. Amin. Ceea ce spunem noi aici, permiteți-mi să vă spun, majoritatea dintre dumneavoastră putea spune mai mult. Și dacă ar putea să vorbească cei mai de aproape, ar ști să vorbească impresionant de frumos. De aceea, încerc să nu aduc nimic din ceea ce se știe, se cunoaște. Aș vrea să fiu pentru copii, Soreana, Ani și pentru Ovidiu, un apropiat pentru familiile voastre, pentru familie și familia mea cunesc. Apropiat de parte de familie, familia Olariu, m-ați impresionat felul în care arătați soluții. Să fiu foarte aproape și apropiat de parte de Ovidiu, de familia Pogus. Pentru că sora Ana Paciș a fost și Pogus. De aceea trebuie să nu pierdem din vedere câteva noțiuni astăzi aici. Că mereu ne lăudăm ceea ce mi s-a făcut. Eu am rămas impresionat așa că m-am uitat la fiecare cei care au fost slujiți. Ce bine au spus că mi s-a pus masa. Poate v-am făcut ce rugi, amici, că ne-ați găsit mereu în casa voastră, poate în locul vostru. Dar uitați ce spunea Biblia. De aceea, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Oricum, e foarte greu să vă spunem, nu vă uitați aici. Dar Apostolul spunea, noi ne uităm la lucrurile care nu se văd. Dar de ce? Pentru că toate lucrurile de care am vorbit noi aici sunt trecătoare. Am mâncat și ne-a dat ce ne-a fost foame. Dar cum pot să spun în familie, ați avut-o ca mamă și nu o mai aveți. Ați avut-o ca soție și nu o mai aveți. Pentru că sunt niște pricini sau motive de a ne încrede. Pentru că tot Apostolul spunea, pentru că noi nu cădem de oboseală. Vedeți, sunt anumite acțiuni a vieții noastre care stimulează altceva în noi, pentru că omul nostru de afară se trece. Recunoaștem asta. Dar ceva în noi se aprinde. Declarăm și spunem, măi, noi ne apropiem de ceva. Pentru că, să știți, întristările astea de care vorbim noi și oboseala asta, spune cuvântul Domnului, nouă ne vorbește că se adună o greutate de slavă veșnică. Că prin tot ceea ce se face aici, în viața asta noastră, putem din ea să mutăm dincolo, prin ceea ce alegem noi să facem. Am ascultat astăzi o ilustrație care mi-a mișcat inima a părintelui Calistrat. El spunea că o fetiță săracă stătea în parc și se uita la copii care se jucau, la oameni care se plimbau și pe dată a văzut un sărac. Și a văzut un buzunar, a avut 2 lei. S-a dus și a spus,
poate nu a ascultat. Aș vrea să-mi dau durere. Și omul ăsta a văzut-o pe ea, fata asta îmbrăcată, să Crăciun, a venit înapoi să așezat pe bancă și s-a dus la ea. A spus, am văzut că ai făcut ceva. De ce ai făcut? Pentru că m-am mutat la omul ăsta și era un medic. Sărat la mine. Eu am mutat azi dimineața. Și omul care s-a uitat, a zis, dar ești îmbrăcat în Sfântul Crăciun. Ce-i mama ta? Ce face mama ta? Lucrează așa la unul, la altul. Ca seara din acasă și întotdeauna avem de la. Și să vă zic, n-ați vrea să fac ceva și eu, ne răspat pentru tine. Dacă nu ai haine și nici călțămintea, nu zic, prea frumoasă, n-ai vrea să mergem să schimbă ceva? Da. A dus pe la magazin, i-a cumpărat păpuci, i-a cumpărat haine, i-a cumpărat păciulă. Dacă tu ai să-mi spui ceva mie acum, sau să spui ceva, a întrebat-o omul care a făcut binefacerea mea. Și a zis, mamă, te spune. Mama mea îmi spune totdeauna că dacă dai de mine, de ce nu? Să nu pierdem din vedere viața bună a oamenilor. Toată viața ne place să folosim. Și copiii se nasc primind în și după ce te faci mare, în continuu aștepți să primești. Și niciodată părintele nu e omul care te gândești, oare are ceva nevoie de la mine? Ce suntem noi aici să privim, e să ne uităm la lucrurile care rămân, de care am profitat. Dacă familie, bunul Dumnezeu, v-a dat mama asta bună. Și ați folosit-o de când sunteți. Și v-a slujit că ea a plecat la Domnul de pe picioarele ei. Nu vreau să spun nimic. Ea a plecat la Domnul de pe picioarele ei. Ani, mi-ai spus așa, știi ce simt? Pierdere. Vreau să spun ceva. Nu uităm la ce nu se vede. Dumnezeu zice, o să o stă acasă. Acum trebuie să gândim și altfel. Pentru că noi nu ne uităm numai la ce avem ca profit. Pentru că Dumnezeu lasă oamenii între noi să ne slujească. Dar să nu pierdem din vedere ce au făcut ei. Că avem și noi obligația la rândul nostru de a face. Că bunul Dumnezeu ne dă lângă noi oameni buni. Că păcatul e accidental. Nimeni nu face în continuu păcat. Și păcatul e un accident în viața oamenilor. Răutatea e un accident în viața oamenilor. Dar ce are fiecare om, are ce a pus Dumnezeu în el, o investiție extraordinar de mare. Fiecare om când pleacă de aici și lasă în urmă, toți oamenii își amintesc de ce a fost Dumnezeu în ei. Și toți oamenii zic, bă, ce bun a fost! Și ne întrebăm, atunci de ce nu ne lăudăm cu ei? De ce nu vorbim lucruri importante și serioase? Pentru că cineva ne fură gândul ăsta. Uitați, Domnul ne lasă așa, ca un avertisment. Și vreau să spun, rămâneți uniți. Familia Olariu și familia Baci și apreciez cum l-ați primit pe fratele Codruț. Apreciez ce a spus familia Olariu și ce a spus familia Baci despre bărbatul ăsta. Dumnezeu l-a lăsat să se identifice cu mama voastră, cu ușa voastră, pentru 10 ani. Ne-am gândit multe lucruri frumoase. Eu cu voi vă știu de copii călătăcăți. Ți-ai ce-a spus mai mult dintre voi, colegi de clasă, copiii mei. Dar ce vreau să spun, e un cuvânt din Biblie. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui să le vă da de credință, și este mai rău decât un necredincios. Viața asta trebuie să învățăm să facem bine. Suntem la căpătul unei femei care a avut calitatea asta
și darul ăsta de a sluji prin binefacere, prin ospitalitate și prin dragoste. Și Domnul ne spune, aveți grijă că oamenii ăștia care sunt lăsați aici, sunt lăsați pentru voi ca model. În timpul vieții i-ați folosit, dar ar fi inutilă trăirea cuiva. Dar în viitor, nu continuați tot așa. Purtatul de grijă îl face Dumnezeu prin noi. Atât are Dumnezeu aici, oameni, nu îngeri. De aceea cuvântul ne-a spus, dacă nu poartă cineva grijă, dacă nu grijește. Și acum vreau să vedem toate lucrurile bune luați-le. Și cât ați fost până acum de uniți, știți în continuare. Și cum v-ați putat în frate de Codos. Pentru că este Dumnezeu care ne îndeamnă. Făcând lucrul ăsta, te vei duce spre alți oameni. Și niciodată nu vei judeca. Și niciodată nu vei pune semne de întrebare. Și vei spune, dacă Dumnezeu mi-a pregătit ceva, pot să fac și eu. Eu cred că Dumnezeu ne cheamă la bine. Și mă uit aici la cei care sunt și mă gândesc care fiecare dintre noi cu o descoperire din partea lui Dumnezeu. Vreau să știți că fiecare care venim aici ne spunem decât un miracol, decât un vis, decât o descoperire. Fiecare are ceva cu Dumnezeu. Pentru că astăzi au fost colegii mei la penitenciar. Eu nu m-am dus. Nici de nu. Dar m-au sunat și mi-au spus că a fost extraordinar. La predica din penitenciar. Femei și la bărbați. Ne aflăm regulat acolo. Și sunt oameni care încheie legământul cu Domnul Iar. Și laud pe Dumnezeu pentru asta, mărit să fie Domnul. Într-o zi când am ieșit, mi-am luat telefonul și erau vreo 7 apele pe un număr. Mai erau câteva cu roșu, dar ăsta e cel mai important. Și când am sunat, plângeau o doamnă la capul ceva. Frate, frate, vreau să spun, eu sunt soția. Nu chiar am ieșit acum cu pușcărie. Vreau să veniți până la mine. Sunt exact acum, m-am dat până la cuie și așa plecat. Exact în bloc, vis-a-vis de plate cu cei meu era și mă așteptat jos. Mi-am văzut că era negru. Și auzi, ai auzit ce s-a întâmplat cu pușcărie? Soțul era la o mușcărie la bărbați și s-a sinucis. Știam, dar n-am făcut legătura. O știam pe sora asta. De ani de zile a venit la biserică și și-a dorit să se boteze ea și mi-a spus, măi, eu nu mă pot boteza pentru că soțul meu nu vrea să se căsătorească legitim cu mine. Și a rămas. Fica ei, pentru că mama ei o aducea la serie, era îndrăgostită de copiii bisericii și de lucrarea de acolo. Mi-a spus, lasă-mi să-ți povestesc ceva. În urmă, înainte de a muri cu 7 zile, a avut un vis și dimineața s-a trezit într-un lac de apă. Eu am speriat de el. Și a zis, ce faci? Și a văzut un șarpe care ne-a prins casă și strângea așa. Și a zis, când șarpele s-au să strângă, lasă-mi moară de coțelești. Și în timp ce eu eram îngrozit în casa cu cea sunetul ăla, cu mărietul acela, am auzit un glas. Cheamă-l pe Duțu Mărbeia. Am stat unde de vorbă cu el. Și stai de vorbă cu el și el îți va spune ce trebuie să faci. Și am spus, hai să-l chemăm. 4:20. Să până la dimineață. Am intrat pe internet, au ascultat o predică, mi-a spus ce predică au ascultat. Care am ținut-o eu cu semne. Așa s-a spus că nu mă sună, a început ziua iară. Exact la 7 zile, ei s-au despărțit. Era intrat pe cură de noapte și el a spus, simt o apăsare, simt că ceva se întâmplă. Și ea m-a întrebat, după ce vă spun acum, soțul meu s-a spus ce sunt noapte.
Mie ce îmi spuneți? O să știți ce mă încearcă pe mine. Dumneavoastră, pare Dumnezeu în vedere. Iubiții mei, momente de astea sunt momente în care Dumnezeu doar vrea să vă aduc aminte de descoperirea Lui, de chemarea Lui, de strigările Lui. Cum? Pe când pleacă cineva la cer și lasă tot aici. Băi, unde s-a dus? Lasă orgul ăsta. Merge în alt loc. Lasă casa și pe toți dragii. În cer, Dumnezeu primește orgul. Hai să nu-L supărăm să plângem aici. Că dacă Dumnezeu a lăsat-o aici pe pământul ăsta străin, peste câteva zile a primit 70 de ani și Dumnezeu a mutat-o. Hai să ne uităm între cele două tabere, tabăra care plânge și tabăra care se bucură. Pentru că Dumnezeu ne spune că noi ne lăsăm familia și vom aparține unei familii. Și când Dumnezeu îți spune, dă valoare lucrurilor, atunci spune, adu-ți aminte de descoperiri, adu-ți aminte de chemări, adu-ți aminte de strigările pe care ți le-a făcut Dumnezeu. Și dacă momentele acestea sunt momente importante pentru tine și momentele acestea sunt momente în care vrând nevrând trebuie să-i asculți pe pastor, trebuie să pe predicator, pe preot, se duce, toată lumea să uită. Și momentele alea îți aduce Dumnezeu aminte. Te iubesc, îmi pasă de tine. În tine am investit veșnic și sufletul tău. Tu nu vei muri niciodată, tu te vei întâlni cu mine. Orbul ăsta o să ți-l lași pe pământ. Familia te va plânge. Casa și toată munca o vei lăsa. Ei, nu știi cine va fi după tine înțelept sau mai puțin înțelept. Dacă va prețui sau nu va aprecia ceea ce ai făcut. Dar uită-te la casa din cer. Și vreau această chemare care o face Dumnezeu. Și când apelează Dumnezeu la chemare, spune, adu-ți aminte că nu-i prima care o auzi. Ascultați? Nu-i prima chemare a lui Dumnezeu a fi bun, ca el. Eschivările și scuzele noastre ca să rămânem în păcat vor fi acuze în ziua de mâine. De aceea doresc din toată inima asta, scând Dumnezeu, ne-a scris aici și ne-a binecuvântat o zi. Și plângem cu oameni care pierd. Hai să spun, nu mai avem nimeni în spate. De ce? Colosat lucru, să ai spatele asigurat. Lasă că luptul e înainte, lasă că în stânga dreapta, dar cineva îmi asigură frontul din spate. Că postul, zice Biblia, că îți dă înaintare, dar îți asigură jarier garda, paza, casa. O să câte siguranță am avut că cineva zice, Doamne, Doamne, pomenește înaintea Domnului cu nume. Asta mi-a spus că a pierdut ceva care a avut drag. Și siguranța care o avea că dimineața cineva să roagă în casă. Că ei doi să pun să se roagă pentru copiii lor. Și ajunge în cer glasul lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, glasul lor și Dumnezeu răspunde. Vă îndemn pe toți care suntem aici să ne hotărâm să-i fim plăcuți. Cum v-a vorbit Dumnezeu de multe ori? Și cum v-a vorbit și astăzi când pleacă sorana? Cine are urechi de auzit să audă? Și ce înțeleg să nu-și acopere urechile? Și dacă e ceva de făcut ca să-i placă lui Dumnezeu și să fie sigur că atunci când pleacă lui Dumnezeu, în această zi, când din nou se descoperă Dumnezeu și spune pregătește-te că ne întâlnim. Urmează întâlnirea cu Domnul. Pregătește-te pentru acea întâlnire, ca în ziua aceea Domnul să ne ia în brațe și să ne spună, bine ai venit, și să ne dea odihnă pentru trăirea care am avut-o, pentru El și pentru slava Lui. Amin. Amin. Ne apropiem de sfârșitul acestei slujbe din locul acesta. Desigur că urmează într-un scurt o pasă ce nu vie. Aș vrea să fiți foarte atenți și să vă și ascultați. După ce partea pe cimitirii se va încheia, așa cum s-a vorbit aici despre slujire, despre primirea de oaspeți, eu vreau să vă aduc mulțumire din partea familiei și din partea bisericii pentru dragostea care ați arătat. Să
fiți în sede de privilegiu, să fiți astăzi în cerul de familie. Știu că veți fi în continuare până la capăt, în cimitir. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească. Ceea ce a fost ca slujire pentru sora Ana și care cunoștință va fi după aceea. Familia este aceea care a pregătit un gest de recunoștință pentru toți cei care sunteți prezenți aici și după ce se va fi încheiat partea de slujire de la cimitir, aici, la căminul localității primului Nicolae, este pregătit o masă unde are loc fiecare. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvânteze. Vă mulțumim Domnului, iar după ce vă mulțumim, aș avea rugămintea să ne așezăm din nou, voi anunța lucrurile cu potrivit, să eliberăm culoarul și în timp ce fanfara va cânta, să dăm posibilitate domnilor de la firma care se ocupă să preia sicriul, să fie dus, să așteptăm ca familia să iasă, apoi vom forma cortegiul funebru care se va deplasa la cimitir. Înainte va fi o persoană care va duce stâlpul și ne va arăta drumul, vor fi frații slujitori, va fi mașina care duce sicriul, apoi familia și toți ceilalți care veți dori să însoțiți această lucrare până la finalul ei. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze cu organizare. Spațiul este așa cum este, îngust, mic și dacă noi suntem ascultători, lucrarea va decurge. Acum îmi doresc să ne ridicăm pe picioare, să stăm pe caz în timp de rugăciune și numele nostru al tuturor, fratele Bobola Ioan, să aducă această rugăciune de rugăciune. Mulțumim, Tată Ceresc, pentru îndurarea Ta din întreaga zi de astăzi. Te binecuvântăm și Te rugăm frumos, Doamne, privește peste fiecare dintre noi, peste familia însuferată, peste toți cei prezenți înduriați. Tot ceea ce s-a vestit aici, din cuvântul Tău, din partea Ta, ajută-ne, Doamne, ca să ne primim la inimile noastre și să ne numărăm bine zilele noastre cât trăim pe acest pământ, să ne punem viața în rânduial așa după cum Tu, Doamne, ai rânduit posibilitate pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru familia întoliată și Te rog să-i mângâi pe fiecare în parte. Te rog și pentru fratele Florea Codut să-l binecuvintezi. În încercările prin care l-ai trecut de atâtea ori, Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu el. Și astăzi, Doamne, îți mulțumesc pentru că și Tu îl ții puternic. Mă rog, Doamne, să întărești viața lui mai departe, să-l mângâi și să-l binecuvintezi cu putere de credință, să rămână credincios toate zilele vieții și să poată sluji în biserica Ta și în familia Lui. Te binecuvântăm pentru tot ceea ce Tu ne-ai binecuvântat aici pe acest pământ, ca să înțelegem voia Ta în viața noastră, să înțelegem mesajul Tău prin Evanghelie, să ne împăcăm cu Tine, Doamne, din anii tinereții, să putem accepta voia Ta în viața noastră și să putem avea inimi deschise pentru Tine, Doamne, întotdeauna. Te rugăm să ne faci exemple vii pe fiecare, pentru că atunci când vom pleca de pe acest pământ, Doamne, să ne putem bucura pentru totdeauna în prezența Ta în veșnicii. Doamne, Te rog să binecuvintezi localitatea aceasta, să binecuvintezi această biserică, să binecuvintezi, Doamne, România și marginea îndepărtată a pământului și mă rog, Doamne, să binecuvintezi biserica Ta, până vei veni să nu iei pe toți la Tine acasă în veșnicii, condu-ți lucrarea și dă-ne o inimă înțeleată, Doamne, ca să ne putem bucura întotdeauna cu Tine, în prezența Ta, într-o nădejde a revenirii Tale și a plecării noastre la Tine. Pentru toate acestea îți mulțumim, Te binecuvântăm și vrem în totul, Doamne, să rămânem binecuvântații Tăi. De aceea Te rugăm, rămâi binecuvântarea noastră și aici și acum și pentru toți cei care se despart astăzi de cea care a fost bunica, sora, soția, Te rog, Doamne, să lași prin Duhul Tău cel Sfânt mângâierile Tale, cum știi cel mai bine că ei au nevoie. Îți mulțumesc și Te rog să primești mulțumirile, lauda și închinarea. Te rog să binecuvintezi întreaga asistență, Doamne, și pe toți să ne ai sub paza și ocrotirea Ta. Fii binecuvântat și slăvit, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt, îți mulțumim că ești noi și ne asculți. Amin. Mulțumim Domnului pentru slujba de venire aici, în față de ceea ce am adunat, am vorbit în vizitare, familia numele pe loc,
biserica se eliberează de măcele țigă un cap despre scaune, trebuie ca să scaune și vom forma cotelii afară și așteptăm să se scoate să fie un
asta să vedem dacă putem pune colatorul. E lângă casa noastră, da? Ții cum am? Pe deci lângă el, pe lângă voi și vezi tot înainte. Da, și e în dreapta. Vedem acolo. Să lângă tine, ne auzim. Albastru ce, 20. 20. Thank you.
Thank you.
Dumnezeul nostru, ne smerim și de data aceasta înaintea Ta cu mulțumire, Doamne, și cu recunoștință, Doamne, că Tu ești stăpân peste toate lucrurile, Doamne, peste universul întreg, Doamne, ești stăpân peste viață, ești stăpân peste moarte, Doamne, și de data aceasta, Doamne, Tu ai chemat acasă pe sora Ana, Doamne, și recunoaștem, Doamne, că și Tu ești stăpân, Doamne, și, Doamne, Tu faci toate lucrurile bune la vremea lor. Îți mulțumim, Doamne, că nu ai făcut parte de multă suferință, Zorei, și ai chemat-o la Tine, Doamne, și vrei să-i faci parte de bucuriile veșnice în împărăția Ta, Doamne. Ne rugăm, Doamne, mă rog, pentru familia aceasta, Doamne, care a rămas tristă, Doamne, pentru fratele Florian, Doamne, pentru soră, pentru copii, Doamne, pentru nepoți, Doamne, Te rog să fie o mângâiere pentru ei, Doamne, prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău care a fost vestit, Doamne, și cu ocazia aceasta, Doamne. Doamne, Te rog să faci ca toți acei care au auzit cuvântul Tău, Doamne, să pună la inimă, Doamne, și să ne facem mai buni, Doamne. Tu ești bun, Tu ești blând și smerit cu inima și ai spus să învățăm de la Tine, Doamne. De aceea și de data aceasta, Doamne, Te rugăm, fă, Doamne, ca ce am auzit, Doamne, în aceste seri, Doamne, și în această zi, Doamne, să putem să primim, Doamne, în inimile noastre, Doamne, și să ne îndreptăm viața după cuvântul Tău. Credem că ești stăpân peste sufletele noastre, peste viața noastră și ne vei chema acasă atunci când Tu crezi de cuvință, Doamne. Și noi dorim doar să fim gata în ziua aceea, Doamne. Mă rog în continuare, binecuvintează toți acei care au fost, Doamne, parte, Doamne, au fost alături de familie, Doamne, să-i mângâie, Doamne. Doamne, Te rog să-i binecuvintezi și să răsplătești, Doamne. Și mă rog și pentru cuvântul care va fi citit și vestit în acest loc, Doamne. Dă har, dă binecuvântarea Ta, Doamne. Și lasă, Doamne, mângâierea Ta peste toți. Amin. O să citesc un verset din cartea profetului Daniel, ultimul verset al cărții, din capitolul 12, versetul 13. Iar tu, du-te, până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Amin. Amin. Dragii mei, vreau să vă spun că pentru mine personal a fost un șoc ceea ce am auzit despre sora Ana. Am cunoscut-o de foarte mult timp, atât pe Tesa cât și pe fratele Florea și sunt amintiri care nu vor ieși din inima mea niciodată. Au fost timpul pe care le-am plăcut și pe care am avut ocazia să le trăiesc alături de ei. Am fost foarte șocat pentru că luna trecută i-am întâlnit la botez aici în satul Arăniar. Și așa cum am știut-o dintotdeauna, am văzut-o ca o luptătoare. În ciuda bolii de care știam că suferă, a avut întotdeauna puterea de a nu arăta această suferință, de a nu arăta boala care îi măcina trupul și s-a comportat întotdeauna cu atâta demnitate și cu atâta putere de a trece peste această situație.
chiar ne evoca momentul când a aflat despre rezultatul analizelor, ne mărturisea dânsa că era pe scară, curăța via și persoanele din jurul ei nu știau cum să-i spună că a venit rezultatul analizelor și nu e unul favorabil. Însă dânsa, simțind acest lucru, le-a spus ce să fac acum, să mă dau jos, să mă așez în pat și să aștept să mor, nu. A continuat să muncească ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Aceasta a fost Solana, o luptătoare până la sfârșit. Și e foarte frustrant să stai să vezi că un astfel de om se duce la Domnul. Ne uităm și de multe ori în mintea noastră se ridică întrebări. De ce dânsa, de ce o femeie care are atâtea amintiri bune lăsate în urmă, o femeie care s-a implicat și a fost cu atâta mână largă pentru fiecare dintre noi, de ce un om bun pleacă acasă? De ce nu ia Dumnezeu un om care este disprețuit de cei din jurul lui? Un om rău, un om care face rău celor din jur, semenilor săi. Și e frustrant să vezi că un om bun care ar mai putea trăi, un om bun care ar putea încă să fie o bucurie pentru familie, pentru nepoți, pentru toți cei din jur, se duce acasă. Mi-ar plăcea foarte mult să am un răspuns la o asemenea întrebare intrigantă, însă tot ceea ce pot să vă spun este să vă citez un verset din cartea Apocalipsei, un cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus. Și El a zis așa: eu am cheile locuinței morților. Cu alte cuvinte, cine ajunge acolo, ajunge pentru că El a hotărât lucrul acesta. Când ajungem acolo, de asemenea este hotărârea Lui. Și aș vrea astfel să fiți încredințați că tot ceea ce ni se întâmplă este în mâna unui Dumnezeu care nu greșește niciodată. Să fiți mângâiați, să fiți întăriți de acest cuvânt al Domnului, care uitați ce frumos ne spune. Și trebuie să vă lansez și dumneavoastră această întrebare. Dacă ar fi să plecați, ar veni omul lui Dumnezeu, ar veni îngerul să vă spună: du-te și tu în partea ta de moștenire. Aș vrea să vă întrebați fiecare din voi în dumneavoastră aceasta: care e partea ta de moștenire? Pentru că, vedeți, nu se sfârșește totul aici. Și n-am să reiau predicile care au fost spuse atât de bine la serviciul de înmormântare. Însă trebuie să ne preocupe această întrebare, dragii mei. Să nu trăim în așa fel încât să rămână această întrebare în suspensie. Vedeți, s-a pomenit despre faptul că această casă, acest corp al nostru se desface. E trist că de foarte multe ori trăim ca și când corpul acesta nu se desface niciodată. Trăim ca și când nu s-ar desface. Trăim ca și când ar fi făcut din elemente indestructibile. O, dragii mei, ne spune Apostolul Pavel, cumoara aceasta o purtăm în cer, niște vase de lut. Uitați-vă la lutul acesta în Turcia, cât de rezistent a fost. Uitați-vă ce nenorocire acolo, din ce suntem de făcuți, din ce material suntem făcuți, indestructibil, unul care nu trece. Trăim ca și când corpul acesta nu se desface. O, dragii mei, nu e așa. Ne ducem și uitați că ne ducem când ne cheamă Stăpânul, când ne cheamă Cel care are cheile locuinței morților. Doar El știe momentul și ceasul. Și vă întreb astăzi, sunteți gata pentru acel ceas? Sunteți pregătiți pentru întâlnirea cu Creatorul vostru? Pentru că întrebarea pe care o lansa prin profet poporului Israel ni se potrivește și nouă. Israele, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Asta spunea profetul Vechiului Testament. E întrebarea pe care vreau să vă las fiecare dintre dumneavoastră. Când pregătiți-vă să vă întâlniți cu Creatorul vostru. Și zic, Dumnezeu să mângâie întreaga familie, pe Doru, pe Ani, pe toți ceilalți, Dumnezeu să lasă binecuvântarea peste copiilor, peste nepoți, peste verișori, să fie Domnul o mânghiere pentru noi toți. Și aș dori ca timpul acesta de înmormântare să-l încheiem tot cu rugăciune. Și aș dori ca fratele Dani Spătan, păstorul bisericii, să se închine cu rugăciunile. Doamne Dumnezeu nostru, care ești în ceruri, înainte acestei gropi deschise, să stăm cu mulțumire. Îți mulțumim, Doamne, pentru că această zi a fost cunoscută de tine. Mai mult decât atât, îți mulțumim, Doamne, pentru fiecare zi a sorei Ana. Da. Îți mulțumesc, Doamne, pentru lucrarea care Tu ai făcut-o prin ea.
pentru lucrarea de slujire, Doamne, pentru lucrarea de evangelizare care Tu ai făcut-o prin ea, Doamne, ca să spui oamenilor despre măreția Ta și despre lucrările Tale. Vreau să-Ți mulțumesc, Doamne, pentru aceste zile, Doamne, că Tu ești acel care ne-ai binecuvântat. Îți mulțumim că Tu ești un Dumnezeu suveran și toate lucrurile se întâmplă așa cum Tu le-ai hotărât și cum Tu le cunoști. Te rugăm, Doamne, încă o dată, în locul acesta, mângâierea Ta deplină să fie în fiecare inimă întristată. Binecuvintează și întărește familia, Doamne. Întărește-i nădejde, Doamne, nădejdea că ne vom reîntâlni. Și, Doamne, prin cuvântul care s-a vestit, Doamne, atinge inimi. Fă-ți lucrarea Ta de chemare la mântuire, pentru că Tu ești acel care și în fața acestei gropi ne vorbești că există un Dumnezeu care ne oferă har în fiecare zi și nu știm dacă vom mai apuca ziua de mâine sau care va fi următorul, Doamne, care va fi într-un sicriu. Dar, Doamne, și aici stăm mulțumitori înaintea Ta și numelui Tău îi dăm slavă pentru toate și ne încredințăm în brațul Tău puternic și în voia Ta care să ne ocrotească și numele Tău îl binecuvântăm în veci de veci. Amin. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care ați avut inimă bună să veniți din aici. Așa cum am amintit și în biserică, sunteți așteptați din partea familiei la masă de la Domnul. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze. Acum, în timp ce fanfara va intona câteva imnuri, sicriul se va coborâ și se va putea acolo. Pentru că a fost o eroină, merită un rând aplauze, dragilor. Thank you.
Ah, tot. Folos.